În Chișinău a fost inaugurată astăzi o rută nouă de troleibuz. Troleibuzele cu numărul 38 vor circula pe strada Albișoara. Această rută va face legătura dintre sectoarele Botanica și Buiucan. Cele 10 unități de transport vor circula cu intervalul de 15 minute în orele de vârf și 20 de minute în regim normal. Discuțiile despre o nouă rută de troleibuz au început încă în luna aprilie. Oamenii cu care am stat de vorbă spun că era o necesitate această linie de troleibuz, deoarece pe strada Albișoara circulă doar o rută de microbuz arhiplină și lumea era nevoită să meargă pe jos. Bineînțeles că ne place o rută nouă. Până acum am folosit numai de rutiere. Și clar că ele ne deserveau destul de bine pentru că omul se acomodează la orar, după cum e necesitatea și după cum e și rutiera. Dar acum cu autobusul să fie mult mai comod, bineînțeles, și mai mult spațiu. Desigur, fiindcă în partea asta doar, în partea opusă merge o rutieră și în partea cea doar două, și adică chiar e insuficient pentru cei care se duc la lucru. Troleibuzele dispun de sistem de aer condiționat, sistem de supraveghere video în interior și exterior, prize USB destinate călătorilor și podea joasă cu platformă retractabilă pentru accesul pasagerilor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. Avem 10 troleibuze puse pe ruta 38, o rută care va conecta sectorul Buiucani cu sectorul Botanica, așa numitul traseu Alba Iulia Sarmisegetuza. Și ceea ce nu s-a întâmplat și n-a fost niciodată, în general, în municipiul Chișinău, devine astăzi realitate. Sunt stații de așteptare, au mai fost adăugate stații de așteptare în această perioadă. Am calculat așa ca să fie cât se poate de combinabil pe întreg traseu. Potrivit directorului Regiei Transport Electric, traseul a fost selectat din 5 variante publicate pe site-ul primăriei, unde cetățenii au putut vota. Au fost selectate, dacă nu greșesc, 5 sau 6 variante de traseu. Au fost publicat pe site-ul primăriei, pe rețele socializare, unde cetățenii au putut vota. Deci acest traseu a acumulat cele mai multe voturi, doar că noi, municipalitatea, a suplinit un pic sau a alungit itinerarul. Primarul Capitalei anunțase că în această săptămână va fi semnat un contract privind achiziționarea 100 de autobuze noi pentru Chișinău. În prezent, în municipiul Chișinău, cele peste 400 de troleibuze circulă pe 30 de rute în sectoarele Capitalei.